Datorită funcției de trezorier al PSD, Drăghici este cotat de mulți cu cele mai mari șanse pentru o astfel de funcție, însă acesta a negat că ar candida și a catalogat ca intoxicării zvonurile lansate. O spun acum pentru cei care vor să știe adevărul: nu am niciun interes pentru funcția de vicepreședinte PSD și nu voi candida pentru a o obține. Înainte de a intoxica între spațiul public cu minciuni și am folosit numele într-o campanie de manipulare evidentă. Puneți întrebări informativă, eu sunt aici, a scris pe contul de Facebook Socialdemocratul. De altfel, Socialdemocrații argeșeni nu vor avea decât un singur candidat pentru funcția de vicepreședinte, în persoana președintelui filialei Șerban Valeca. Statutul PSD va fi modificat astfel că vor fi aleși câte doi vicepreședinți pentru fiecare regiune de dezvoltare, câte un bărbat și câte o femeie. Ministrul Rovana Plumb a anunțat deja că nu va candida și o va susține pe Carmen Dan, care în aceste condiții are asigurată poziția de vicepreședinte. Argeșul va avea 155 de delegații la Congres, una dintre cele mai numeroase delegații. Noi am votat, domnul președinte Valeta, îl dorim vicepreședinte, dar intră în discuții cu ceilalți și te județi la rândul său, va avea o... De că se intră niște negocieri până la urmă. Propunere. Dacă e să Ele intră așa. în niște negocieri acolo. Nu mai va fi un vot direct. Trebuie să aici era o discuție. Dacă cele șapte regiuni votau la liber dintre candidați, nu... Noi la județul Argeș am avut, am votat pentru domnul Valeta. Era o discuție dacă propunem și o doamnă pentru că poate să intre în discuții în cu alte negociere și, și, și negocierea Putea să ieși și cealaltă variantă. Dacă asta s-a votat, pe asta vom merge.